Bună seara, doamnelor și domnilor! Vă spune Mihai Mironică, bine ați venit la ProSport Live. Astăzi, desigur, discutăm despre echipa națională a României, care diseară joacă în Elveția, la Lucerna, în compania națională gazdă în preliminariile campionatului european, în etapa cu numărul 4. Și, de asemenea, vorbim despre ce se mai întâmplă pe piața transferurilor în România. De exemplu, Alex Păluț a fost prezentat astăzi de FCSB. Alături de mine în studio se află Alex Bourceanu și Florin Prunea. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Doi foști jucători a echipei naționale, doi reprezentanți ai marilor branduri din fotbalul nostru, Steaua și Dinamo, deși, sigur, am mai vorbit cu Alex, lui Alex îi se neagă trecutul că ar fi fost jucător la Steaua, deși el a fost chiar și capitan la aceste echipe, dar, mă rog, sunt voci în Ghencea care neagă acest lucru. Alex, cum crezi că va juca România în această partidă cu Elveția? Te aștepți la o abordare foarte prudentă din partea lui Edi Iordănescu? Nu pot să spun că am vreo așteptare, dar anticipez că mai mult echipa Elveției va fi în atac. Echipă cu jucători care au succes în campionatele puternice din Europa și dacă ne reportăm la Premier League, vorbim de Akanji la Manchester City și de Xhaka la Arsenal și poate Cher, care probabil nu va juca din echipele probabil pe care le-am văzut până acum, care e la Newcastle. Și primele trei echipe din Premier League au câte un jucător elvețian. Probabil că ei vor ataca mai mult. Nu i-am văzut jucând de la campionatul mondial. Meciul de referință, așa cum vorbeam și înainte, e cel cu Brazilia, în care au pierdut 1-0. Doar pentru că Neymar a avut o acțiune incredibilă. Sunt o echipă care nu cred că au slăbiciuni majore, primesc foarte greu gol și în situația în care nu te aperi foarte bine, și probabil că asta e prioritatea României, pot să marcheze multe goluri. Florin, cu Elveția a fost mai mereu greu. Ne aducem aminte la Mondialul din 94, ce bătaie ne-am luat după acea înfrângere cu 4-1. Tu ai devenit titular la acel turneu final în locul lui Bogdan Stelea. Mi-aduc aminte de o deplasare în Elveția la începutul anilor 90, în preliminarele lui Euro 92, când am scos un 0-0, dar eroic. Am jucat în partida aceea. Da, dar și după aceea victoria de la București pe noroiul ăla, ți-aduce aminte, Mihai? 1-0 parcă sau 2-1 pe Ghencea. Eu mai mult îmi aduc aminte de egalul din știu că Emil Sălde a făcut atunci o partidă bună în centrul apărării. La ei Turkil Maz era în centrul atacului. Da, 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 Marco Pascolo, portar. Da. Aduc aminte, da. Bine, n-aveau, Elveția în acel moment era la nivelul care este acum. Este evident și este clar, au progresat incredibil, fantastic de mult la toate nivelurile. Fie că vorbim de copii și juniori, fie că vedem această echipă, a fost construită în timp, nu este o întâmplare. Acolo e vorba de investiții foarte mari, atât din partea chiar și a statului, cât bineînțeles în centrele de copii și juniori. Sunt alte vremuri acum. Am întâlnit una din primele 10 echipe ale lumii, chiar pot să spun, nu din Europa, o echipă extrem de puternică, cu jucători care nu mai au nevoie de nicio prezentare, plecând din poartă de la Sommer, nu? Portarul lui Bayern, dar care meciul trecut ai văzut că nu i-au folosit pe toți. Ceea ce nu prea e bine pentru noi, că au de unde să folosească. Noi venim după o partidă cu un efort incredibil. În timp ce ei vin după o partidă mai relaxată în compania Andorrei, pe da, care au câștigat-o la limită, dar na, cu Andorra nu este la fel de intens ca un meci disputat în Kosovo, ce am trăit noi în etapa precedentă. Da, noi ne-am bătut. Acolo a fost altceva, pe un teren greu. Toți am apreciat efortul pe care l-au făcut băieții, chiar dacă nu am avut nu știu ce realizări din punct de vedere, eu știu, tehnic, dar cred că atitudinea nu se poate reproșa absolut nimic niciunui jucător al echipei României. În seara asta este cu totul altă partidă. Întâlnim un alt adversar. Vom juca, cu toate că am înțeles că plouă la Lucerna în continuu și va ploua și la ora meciului, cu siguranță terenul va fi în condiții bune, că știm în Elveția ce stadioane au și cum sunt organizați, dar e o partidă complicată pentru noi. A nimerit-o, am putea spune, Edi Iordănescu cu portarul moldovan. Pentru că erau trei opțiuni așa, care nu difereau foarte mult una de cealaltă și atunci alegerea lui era un pic imprevizibilă așa. A mers pe mâna lui moldovan și aș spune că după cum s-a jucat meciul din Kosovo, a nimerit-o și foarte probabil moldovanul va juca și în acest meci din Elveția. Cu siguranță da.
am câștigat un nou portar titular la echipa națională, pentru că băiatul ăsta și-a câștigat tricoul și, cred eu, tricoul de titular pe drept, pentru că a avut o partidă. Mingile nu au fost extraordinar de grele, au fost pe el acolo, dar a fost extrem de concentrat și eu cred că a arătat că merită să fie portarul titular al echipei naționale în momentul de față. A spus-o și el că a aflat în ziua meciului că va juca titular la prânz. Eram convins că așa se va întâmpla, pentru că era greu să faci o departajare între cei trei. Și cred că Edi a ales, în primul rând, continuitatea, în sensul că l-a avut la prima convocare când a avut antrenor pe moldovanu, la meciul acela amical cu Slovenia. Și i-a dat încredere. Cred că a contat foarte mult acest lucru. Alex, în declarațiile pe care le-au făcut la conferințele de presă reprezentanții ervețienilor, numele cele mai grele, au vorbit despre echipa României ca fiind o echipă mică. Cum, dacă ești jucător al echipei României înaintea unui astfel de meci și tot auzi că antrenorul sau jucătorii echipei adverse vorbesc despre tine că ești o echipă mică și, mă rog, trebuie să fim atenți și cu echipele acestea mici, ce efect produce asupra ta o astfel de declarație? Sigur că o stare a creierului mai potrivită pentru joc e urmarea acestor declarații, dar diferența de valoare din punct de vedere fotbalistic nu poate fi compensată prin, nu știu, motivație. Jucătorii României sunt, cred că, cât se poate de motivați. Poate e un plus pentru noi faptul că ei au dat aceste declarații, dar dacă ne raportăm la jucătorii care joacă, români, care joacă în Europa, n-avem foarte mulți jucători. Și în acest moment nu suntem o echipă mare și suntem la limita între medie și mică, pentru că am retrogradat în Nations League. Da, în Liga C. În Liga C nu producem jucători, nu avem jucători la echipele din Europa, iar echipele noastre în cupele europene, cu excepția celor de la CFR Cluj, în ultimii ani n-au reușit performanțe în sensul de a se califica, except în FCSB, în grupe și cu atât mai puțin a merge în primăvară europeană. Deci, cred că pe undeva e realitatea. Suntem obișnuiți cu acele declarații de complezență în care ni se spune că suntem o echipă bună, în care ne amintim de generația lui Florin, dar trebuie să venim cu picioare pe pământ și să vedem care este cu adevărat nivelul nostru. Florin, chiar suntem o echipă mică? Am apreciat în primul rând declarația capitanului nostru, Nicolae Stanciu, când a dat răspunsul vis-a-vis de această situație. A fost extrem de corect și a recunoscut și el: domnule, nu suntem o echipă mare. Dar nu sunt de acord că suntem o echipă mică. Nu cred că suntem o echipă mică. Cred că acum se formează un grup la echipa națională. Am dat dovadă și în Kosovo de unitate, când este greu. Eu sper ca și diseară să se întâmple la fel. Răspunsul nu poți să-l dai decât pe teren, dar dacă luăm fiecare jucător în parte, ne dăm seama că ei, din păcate, au dreptate. Dar nu cred că au folosit o ca o formulă de jignire la adresa noastră. Cred că s-au referit, în primul rând, la lipsa echipei naționale a României de la competițiile majore. Fie că vorbim, cum spunea și Alex, de pe echipa națională sau, eu știu, cupe europene. Cred că la asta s-au referit. N-au vrut să jignească, din contră. L-am văzut și pe Murat Iachin, are prieteni în România, foști jucători. Vorbesc foarte frumos de foștii noștri jucători și de actualii jucători. Nu cred că au vrut să jignească. Cred că au vrut doar să arate faptul că România lipsește de la competițiile majore. Apropo de ce remarcai tu mai devreme, Nicolae Stanciu spune că de 8 ani de când joacă la echipa națională n-a simțit niciodată grupul de la națională atât de unit precum este acum. Da, și s-ar putea să aibă dreptate, pentru că am văzut după aceea, când au plecat selecționerii care au fost, noi știam ce este în interiorul echipei naționale în vestiar, dar nu aveam nicio dovadă, cum se spune. Dar cum se schimba selecționerul, cum apăreau discuțiile, că nu era atmosferă, eu știu că nu erau extrem de uniți. Da, că exista o falie între jucătorii din generația mai tânără corect, și cei... Corect. Da, se poate să fie și asta, dar nu am înțeles de ce trebuie să fie așa. Când vii la echipa națională nu trebuie să fii prieten cu toată lumea, nici noi, generația noastră. Și eram, nu că eram separați, dar când intram pe teren sau la antrenament, uitam de lucrurile astea. Eram Lupescu, eu, Lăcă, Belo, Răducioiu, dincolo era Stelică, Petrescu, Hagi, Popescu, dar nu că erau două găști, că nu erau găști. Nu poți să fii prieten cu toată lumea, dar când vii la echipa națională acolo și când joci pentru cea mai iubită echipă din România, pentru echipa națională, trebuie să lași lucrurile astea la o parte, problemele care sunt și cu antrenorul, eu știu,
Chiar dacă eu știu, am avut antrenori lipsiți de experiența echipei naționale, pentru că selecționer nu este simplu să fii, extrem de complicat. Selecționer nu este simplu să fii, îl ascultăm pe Edi Iordănescu cu declarații oferite înainte de această partidă, cea mai dificilă, teoretic, partidă pe care o joacă România în aceste preliminarii pe parcursul anului 2023, meciul din Elveția de diseară. Ca să vorbim despre un joc estetic în condițiile în care avea o problemă să mergi efectiv pe teren, pentru mine este prea mult. Am încercat să jucăm cât am putut estetic cu Andorra, am produs un rezultat până acum cel mai bun împotriva Andorrei, am încercat să jucăm la București cât am putut, am avut momentele noastre împotriva Belarusului, era imposibil ca să încercăm asta în Kosovo. Mai mult decât atât, cred că punctele ne duc la european și nu estetica. Cred că va fi foarte important să propunem o siguranță bună defensivă, să stăm în rezultat. Iar dacă în trecut eram limitați de 3 schimbări, acum cele 5 schimbări înseamnă 50% din jucătorii de câmp, iar așteptările mele de la cei care intră sunt mari, iar cei care intră pe parcurs sunt și mai mari. Vă întristează că practic s-a ajuns la un acord așa și adversarii și chiar și jucătorii echipei naționale recunosc că România este o echipă mică? Cu siguranță că nu este o bucurie să auzi asta, că ești etichetat în felul ăsta, dar nu avem decât două opțiuni. Să abandonăm sau să luptăm. Și e datoria noastră ca să dăm totul pentru a ne ridica nivelul și pentru a ne câștiga din nou respectul. George n-a făcut un joc estetic, n-a avut realizări clare, gen asist sau să marcheze, dar a fost foarte important în economia jocului, s-a pus în slujba echipei și e păcat ca să punem la zi discutori care au avut o atitudine foarte bună. Campionatul de bere profi în formație completă. Intră în teren ediția cu numărul 11. Reducerile se aliniază deja pe gazon, iar cele peste 20.000 de premii extrase zilnic îi așteaptă pe fanii care vin în magazine să-și susțină favoriții. Campionatul de bere profi din 2012. Florin, l-am auzit pe Edi Iordănescu apărându-l pe atacantul său, pe George Pușcaș, cel care a fost titular în meciul din Kosovo. Mi s-a părut că George Pușcaș a fost cel mai criticat jucător în spațiul public după acel meci, dar vedem Edi Iordănescu și acum și cu ocazia unei alte conferințe de presă a ținut să îl apere pe atacantul său, despre care spune că a făcut un efort mare în acea partidă, că s-a bătut cu jucătorii, că a ajutat echipa noastră să urce, să mai câștige teren când eram pe poziții foarte defensive. Nu avea ce să fac alt răspuns, nu cred că îl dădea nu neapărat Edi Iordănescu, oricine dă același răspuns. E normal să-ți aperi jucătorii. Dar pe de altă parte, să nu uităm în ce condiții am jucat în Kosovo. Eu știu, nu numai Pușcaș, sunt jucători care puteau mai mult, de la care noi așteptam mai mult și n-aș vrea să dau nume acum, îi știm cu toții. Jucători care au jucat ceas, cum e vorba de, vorbind de Burcă și de Drăgușin. La Pușcaș toată lumea se aștepta mai mult, dar el trece de mai mult timp într-o formă din asta, o eclipsă de formă, el nu prea marchează. Este atacant pur sânge, el, calitatea lui de bază, este un atacant puternic, este atacă poarta. Se lungește, din păcate, acest lucru. Noi avem aici o problemă la echipa națională, o recunoaștem cu toții. În afară de problema din partea stângă, avem problema atacantului central, care, din păcate, la noi marcăm extrem de puțin la jocurile echipei naționale. Și atunci, și normal să ia apărarea. Sigur că eu cred că în seara asta, eu cred că va juca fără Pușcaș, bănuiesc, nu știu. Și atunci, sigur că cel care va intra sau cei care vor intra, cred că vor fi 2-3 jucători noi, trebuie să vină cu ceva nou. Pe fază de atac vorbesc, că dacă lucrurile au funcționat pe faza de apărare, cum am spus mai devreme, faza de atac noi nu am contat în Kosovo, dar dacă vrei să mergi în Elveția și să iei punct sau puncte, trebuie să marchezi, pentru că eu cred că va fi destul de dificil să nu primim, ținând cont de calitatea și de forța echipei elvețiene. Alex, mental, cum intrai pe teren la un astfel de meci, știind că echipa adversă este văzută de toată lumea ca fiind o echipă mult mai puternică decât cea în care joci tu? Fiind acolo fotbaliști care evoluează la un nivel mai înalt la echipele de club, cum intri? Ai încredere că poți scoate un egal, o victorie chiar? Aș reveni pentru o secundă la un punct de mai devreme și apoi îți voi da răspunsul din perspectiva mea. Faptul că Elveția sau jucătorii sau antrenorii elvețiani au spus despre noi și au exprimat o părere
că suntem mică, medie echipă. Nu e ceva personal cu noi. Pur și simplu și-au exprimat o părere și noi o luăm personal. Asta e nivelul nostru. Acum că tu continui legat de acest subiect, aș vrea să remarc că Shaqiri a fost totuși un pic cam ironic legat de exemplu, de Pușcaș. A făcut o glumă legat de numele lui, că e un nume cunoscut și că marchează și că nu știu ce. Acolo mi s-a părut chiar că era vorba de ironie la adresa. Da. Din momentul în care rețelele sociale au explodat, din ce în ce mai mulți jucători se ironizează unii pe ceilalți. Dar nu e o chestie făcută neapărat cu răutate. Din perspectiva serioasă, să-i spunem, noi suntem obișnuiți să periem și să fim periați. Oamenii aceia sunt educați într-o cultură în care se spun lucrurile direct în față. Noi ne mândrim că suntem oameni care spunem lucrurile în față, dar precum știm, nu e chiar așa. Ne spunem ceea ce vrem să auzim. Întorcându-mă la întrebarea ta și încheiind subiectul anterior, din perspectiva mea, sunt jucători care sunt mai optimiști, alții mai pesimiști, alții realiști. Eu cred că m-am situat undeva în zona jucătorilor realiști, realiști spre pesimiști. Și de foarte puține ori am crezut că putem învinge o echipă atât de mare precum e cea a Elveției, atunci când jucam. În schimb, printre colegii mei erau colegi, erau jucători care chiar credeau asta. Mă, nu știu dacă e o problemă de cultură sau de modul în care am fost crescut sau mediul în care am crescut, doar că n-am crezut vreodată că îmi voi depăși condiția. În schimb, alți colegi de-ai mei au crezut asta. De asemenea, presupun că această generație cu acești jucători tineri crede mai mult decât generația în care am jucat eu. Sau cel puțin jucătorii cred mai mult decât am crezut eu. Deși voi erați mai buni decât sunt ei acum. Nu știu, n-aș putea să spun asta. Îi spun eu. Fotbalul românesc nu cred că a scăzut foarte mult, pentru că infrastructura e aceeași, metoda de antrenament e aceeași, mai mult sau mai puțin. Nu știu, mie mi-a rămas în minte meciul ăla în care ai jucat tu în Giulești cu Bosnia-Herzegovina. Și dacă îi luăm așa pe băieții din față, sunt Mărtean, Mutu, Marica, Torje, tu cu Gabi Mureșan la mijloc, Tătărușanu în poartă și Răzvan antrenor? Răzvan atunci? Da, Raț, da, Raț în stânga, Săpunaru cred că a fost în dreapta. Săpunaru Fnăjgă. Și în centru a fost Tamaș cu Pap. Aceea era o echipă mai bună decât tot ce vedem noi acum, formulele care se folosesc în acest moment. N-aș reduce fotbalul românesc la acea echipă în comparație cu această echipă. Vorbim fotbalul românesc per total. Și mă refer la faptul că... Din toate punctele de vedere erați mai buni atunci și cu ceea ce făceați la club și așa mai departe. Și individual. Da, și individual. Ca și calitate, ca și valoare. Ca și... Da. Și echipe la care jucați și așa mai departe. Da, n-aș putea să spun că te contrazic. Ideea e care este. Fotbalul românesc e undeva... Ne-ai invitat să fim direcți, așa da, cum sunt oamenii în Elveția? Nu v-am invitat. Am spus că în Elveția, probabil că așa sunt oamenii. Cel puțin asta e percepția mea. Fotbalul în Europa, iar în România suntem undeva aici. Adică diferența crește de la an la an și nu se face nimic în această direcție. N-a oprit această diferență. Florin, într-un moment în care remarcăm că fotbalul nostru totuși a ajuns rău de tot din punct de vedere al exprimării la echipa națională, a performanțelor, ultimul loc în Liga B, am retrogradat în Liga C, în Nations League și multe alte performanțe slabe, vedem totuși că președintele Federației Române de Fotbal parcă e mai prosper ca niciodată, tocmai a trebuit să-și prezinte o fișă așa cu averea, așa cer acum uzanțele. Că eu am avut dreptate, nu? Că v-am spus dinainte sumele care le câștigă. Da, păi se știau, ele erau publice, nu sunt. Dar m-am așteptat sincer să facă o asemenea avere pe fond de neperformanță la echipa națională. Mi-aduc aminte, noi ca jucători, ca fost jucători a echipei naționale, noi nu aveam cum să câștigăm atâția bani. Și ne-am calificat la 4 sau 5 turnee finale, începând cu 90. Nu ai cum să strângi atâția acolo bani. Acolo nu doar mergeați la turnee finale, voi făceați și acolo performanță. Nu, dar însă și prezența, adică de acolo vin banii Federației Asociațiilor Naționale, de la calificări. Să... M-am uitat și eu așa, am văzut repede, chiar nici eu nu credeam că poate să aibă conturile astea într-un fotbal în care la noi jucătorii de la Liga a doua și Liga a treia, care sunt sub oblăduirea domnului președinte,
câștigă 200 de euro pe lună. Păi tu îți dai seama ce diferență este între antrenorii noștri, jucătorii, care ei sunt principalii astea, și președintele Federației Române de Fotbal. Păi mă uitam terenurile alea din Bacău 2017, totul este agonisit de când este președintele Federației Române de Fotbal, cu o singură calificare, da? Că a luat atunci 100.000, se știe că s-au dat la toți și membrii comitetului executiv. Dar nu mă așteptam, sincer, să fie atât. Știam de veniturile curente de FIFA, dar nu știam de conturile astea, că sunt fabuloase. Repet, în urma, director, în afară de președintele Federației, director la Mogoșoia, director la Buftea și încasează sume de bani pentru asta. Păi cum adică? Noi am construit, pe spatele nostru s-au făcut aceste investiții, generația și colegii mei, nu? Și casa fotbalului și el a venit și a luat totul de-a gata. Și nu a bătut un cui. Deci o investiție, dacă tu îți primi o investiție vis-a-vis de când a venit el președinte, nimic, zero. Și milioane de euro. Sunt milioane aici, îți dai seama. Plus cât a cheltuit, nu ce a pus deoparte, că ai mai și cheltuit. Păi apartamentul ăla din voluntar știi ce valoare are? Eu știu exact unde este apartamentul ăla. Este în jur de 200.000 de euro, un apartament acolo. Nu poți să te îmbogățești atât de repede, într-un timp atât de scurt, pe fondul neperformanței. Că nu spune nimeni, domne, să câștigi foarte bine, e normal. Bă, da, trebuie să plătim performanța. Nu, eu știu. Acum eu sunt curios dacă banii ăștia rămân toți la el. Eu nu cred. O să ne întoarcem la acest subiect, dar acum l-avem pe telefon pe Răzvan Raț. Apropo, Alex, vorbeam despre acea echipă. Iată, un coleg din echipa ta de atunci. Salut, Răzvan! Vă salut! Alex Băurceanu și Florin Prunea sunt alături de mine și vorbeam despre acea echipă. Salut pe amândoi! Vorbeam despre acea echipă minunată pe care ați avut-o, de exemplu, la acel 3-0 cu Bosnia-Herzegovina în Giulești, când ai fost coleg cu Alex Băurceanu și ajunsesem la concluzia că nu putea fi un termen de comparație între ce echipă aveați voi atunci și ce are România acum. N-aș vrea să intru în partea asta de a compara echipele sau mai știu ce. Nu e corect din punctul unui al colegialității, să spunem așa. Dar, să fim pe partea cealaltă, fiind sincer, problema noastră este că nu avem aceleași rezultate sau nu avem performanțe, să spunem așa, din punctul ăsta de vedere. Și atunci este clar că toată lumea o să compare sau ceea ce se întâmplă și acum. Compară generațiile, compară până la urmă performanța de într-o anumită perioadă cu performanța care este la momentul ăsta. Dar încă o dată, n-aș vrea să fie în sensul ăsta o discuție pe care eu să o deschid și să practic să dau în colegii mei. Aș vrea să te întreb despre această poziție pe care tu ai jucat peste 100 de meciuri la echipa națională, poziția de apărător stânga. Edi Iordănescu ne spune înainte de acest meci din Elveția că prima sa opțiune pentru a aduce un nume nou, având în vedere problemele fizice pe care le-au avut Camora și Opruț, a fost Borza. Dar nu s-a găsit un notar care să facă o hârtie pentru ca Borza să iasă din țară. Cum ți se pare această explicație pentru care titularul campioanei României nu este la echipa națională? Mă gândesc că cunoști și tu un notar. Dacă apelau la tine, poate că ajuta echipa națională. Da, teoretic s-ar găsi unul, să spunem așa. Nu spun că nu. Dar mai departe de atâta, nu știu, mi-e greu să cred că nu s-a găsit sau care este motivul real, să spunem așa. Sau poate într-adevăr nu s-a găsit, nu știu. Da, eu cred că la lucruri de genul ăsta să pot găsi soluții, să spunem așa. S-a auzit că nu poți găsi un notar pentru a-ți face o hârtie ca Borza să iasă din țară. Da, pare foarte ciudat și imposibil să nu găsești. Evident că pare foarte ciudat. Da. Mai departe de atâta, mă băgați într-o discuție în care, practic, cum se spune, răspunsurile sunt oarecum evidente, în sensul în care, dacă niciun notar nu găsim... Răzvan... Dar nu știu subiectul, adică chiar nu știu subiectul. Da. Exact. Deci Borza este minor și atunci e nevoie de un act
făcut la notar, prin care părinții își dau acordul ca el să iasă din țară. Ori fi părinții în concediu la voi. Dincolo de această explicație hilară cu negăsirea notarului, crezi că lui Edi Ordănescu i-a fost frică pentru că Borza este foarte tânără, are doar 17 ani? Nu cred că există explicația asta. Adică, cu siguranță, astă seară probabil că va juca Sorescu acolo sau Manea, deci sunt singurele soluții. Păi care... nu, Manea clar va juca în dreapta, că și Rațiu are probleme. Deci Manea va juca în dreapta și Sorescu în stânga. Nu, în sensul în care Manea a mai jucat funda stânga, pe când Sorescu nu. Mă rog, în sensul ăsta, că există și să joace Sorescu în dreapta, asta încercam să vă explic. Am înțeles. Nu, eu cred că vor rămâne la formula asta cu Sorescu în stânga. Și eu cred la fel. Eu am spus doar că e o altă soluție. Uh-huh. Dar cu siguranță nu sunt variante. Nu sunt variante pentru că mijlocașii stânga sunt de profil ofensiv și și ei sunt dreptaci, ambii, mai departe este singura soluție. Dar nu cred că a fost, adică nu cred că există o chestie de teamă că sunt prea, că este prea tânăr Borza. Nu cred că e o explicație sau nu cred că e un motiv ca Borza să nu ajungă la echipa națională. Ce speranțe ai legat de meciul acesta din Elveția de diseară? Doar să facem un meci bun. În momentul în care o facem un meci bun și rezultatul va fi unul pe măsură. Mai departe vom fi obligați oarecum, pentru că practic depindem de ceea ce se întâmplă cu echipa mai bună, teoretic, între ghilimele. Este echipa pe hârtie mai bună și echipa care teoretic va dicta ritmul jocului și va dicta jocul. Dar mai mult de atât, eu cred că dacă facem un meci cel puțin tactic bine, să ne apărăm bine și apoi să putem contraataca și să ne folosim, de exemplu, nu știu, de viteza lui Mihăilă sau, nu știu, o execuție a lui Pușca sau a lui Stanciu, dau doar un exemplu, nu se știe niciodată. Noi n-am reușit să ne creăm o vreo ocazie mare de gol în Kosovo. Vom reuși lucrul acesta în Elveția? Nu e neapărat. Am avut câteva șuturi la poartă, am avut câteva lucruri pe care le-am făcut, dar, într-adevăr, ei au avut ocaziile mai mari și au fost mult mai periculoși. Până la urmă, un punct în Kosovo este un punct bun. Dacă scoatem și un punct și cu Elveția, și cu ocazii și fără ocazii, rezultatul este, cred că este extrem de important la momentul ăsta. Ultima oară când ne-am calificat la un turneu final, tu erai pe teren pentru echipa României. Mergem și de această dată la Euro? Eu sper din toată inima ca orice alt suporter. Mai departe, depinde doar de noi și de ceea ce vom arăta în teren. Speranțele există și toți ne dorim. Pentru a realiza acest lucru trebuie să avem nevoie de trei lucruri mari și late: a vrea, a ști și a putea. Mai departe s-ar putea, deci să vrem și să știm, să zicem că suntem acolo, să și putem. Răzvan Raz, mulțumesc foarte mult pentru acest dialog, să ai o seară frumoasă în continuare. Tare mult. Florin, n-au găsit oamenii un notar ca să-l aducă pe Borza la echipa națională? Da, nu știu dacă au găsit sau nu l-au găsit, dar eu păi consider că... Așa a explicat Edi Ornescu, a zis, prima mea opțiune a fost Borza, dar nu am găsit un notar ca să scoate, da, din țară. Da, mă rog, n-aș vrea să comentez și adevărat selecționerul, dar pe de altă parte, eu cred că era destul de dificil de aruncat copilul ăsta în bătălia asta acolo. Era un risc foarte mare și nu știu cine și-l asuma. Pentru că, Doamne ferește, nu făcea o partidă, are totuși 17 ani, nu 18 ani. Sigur că în toate e un început și uite și Moldovan a intrat, nu este un portar cu experiență, n-a avut niciun joc. De fapt, un singur joc la echipa națională. Dar aici vorbim de un băiat de 17-18 ani, că putea fi luat în anturajul echipei naționale este cu altă discuție, cum a fost luat și Sali la vremea respectivă, nu? Dar aici nu vorbim numai de o mișcare de imagine, cum a fost acea mișcare, aici vorbeam chiar de un jucător care... la un moment dat puteai să-l folosești, care trebuia să fie cel puțin pe bancă. Dar cu siguranță că în următoarele acțiuni, eu cred că el este viitorul echipei naționale. Alex, așa cum am vorbit cu Răzvan Raz mai devreme despre poziția în care a jucat el, în primul rând, cea de apărător stânga, aș vrea să te întreb și despre poziția ta pe care o aveai când jucai în fața apărării.
Să ne așteptăm ca Edi Iordănescu să fie prudent, de exemplu să-i titularizeze și pe Marin și pe Băluță la acest meci din Elveția pentru a asigura mai multă soliditate în fața apărării? E un meci în care, într-adevăr, avem nevoie de jucători care se apără foarte bine. Nu știu dacă va fi Marin sau va fi Băluță sau va fi altcineva. Avem nevoie de jucători care se apără foarte bine. Probabil că, așa cum am spus, probabil că Elveția va ataca mai mult, va avea mingea mai mult și șansele noastre vor veni dacă vor veni pe contraatac. Apropo de jucători care se apără bine, după cum l-ai văzut și în acest an, Șut ar fi meritat să fie în echipa națională la aceste meciuri din Kosovo și Nu știu dacă aș spune dacă ar fi meritat. E o soluție, poate nu acum, poate în viitor. Cei care au fost convocați sunt jucători mai mult sau mai puțin la același nivel cu Șut, a spune. Bun, haideți să-l ascultăm pe liderul acestei naționale, Nicolae Stanciu, cu declarații oferite înainte de această înfruntare din Elveția. Cred că în momentul de față nu suntem o echipă mare, având în vedere că în ultimii 8 ani nu am fost la vreun turneu final, dar asta, declarația lui, nu face decât să ne motiveze și mai mult, iar noi știm ce avem de făcut, știm unde vrem să ajungem și cu siguranță că vom ajunge să fim o echipă mare din nou. Ne-am bucurat toți. Am mai zis, nu doar cei 3-4 jucători care apar în poză, pentru că știam ce înseamnă acel meci sau ce va însemna rezultatul final al acelui meci. Pentru mine, un rezultat bun ar însemna victoria. Atât. Victoria ar fi, am spus înainte, victoria ar fi ideal și bun pentru mine, dar și un punct ar fi mulțumitor. Ca atmosferă, acum, sau cel puțin de când am început această campanie, nu cred că am mai văzut în acești 8 ani de zile. Campionatul de bere profi e în formație completă. Intră în teren ediția cu numărul 11. Reducerile se aliniază deja pe gazon, iar cele peste 20.000 de premii extrase zilnic îi așteaptă pe fanii care vin în magazine să-și susțină favoriții. Campionatul de bere profi din 2012. Florin, când se joacă două meciuri într-un interval atât de scurt de timp, ne așteptăm inevitabil la modificări în primul 11. Care crezi că vor fi modificările în echipa României? Nu cred că neapărat ne putem aștepta la modificări. Sigur, ne putem aștepta la modificări prin prisma randamentului, pentru că sunt jucători care cu siguranță pot să vină cu ceva mai bun. Mă refer în primul rând iarăși la faza de atac. Pe faza de apărare mi-e greu că putem să schimbăm ceva. Acum, sigur că efortul a fost mare, sigur că diferența mare între cele două jocuri, că cine au jucat ei și cu cine am jucat noi. Ei au jucat acolo, ați văzut, plecând din poartă, cu mulți jucători care mai mult sunt varianta a doua. Noi am jucat, n-am avut prea multe soluții și cu prisma accidentărilor, plus că știm cu toți problemele din partea stângă. Da, este importantă perioada de refacere, este una foarte scurtă, dar cu siguranță că selecționerul și preparatorul, aici este rolul preparatorului fizic, nu mai spun al doctorului, că aici vorbim și de medicamentație, este un extrem de important. Dar eu cred că noi la nivelul ăsta avem, la echipa națională, știu și pe doctorul de la Craiova, e un doctor extrem de bun, preparatorul fizic, Edi Iordănescu, un antrenor cu experiență. Eu sunt convins că în zilele astea nu ai practic ce să faci mare lucru, decât puțin, eu știu, puțină viteză, puțin tactic și intri și joci. E foarte dificil, nu este simplu. De aceea și din punctul de vedere, ei sunt avantajați, cred eu. Aș vrea să salutăm pe antrenorul Daniel Iseilă. Salut, Daniel! Bună ziua! Avem un meci, teoretic, cea mai dificilă partidă din această grupă, din acest an, deplasarea din Elveția. Cum vezi șansele echipei României în această deplasare? E clar că Elveția pornește ca favorit în momentul de față și asta o arată ultimele evoluții, rezultatele, dar în fotbal fiecare echipă are șansa ei, fiecare echipă are slăbiciunile ei, la fel cum o are și reprezentativa Elveției. Și atunci, cu o bună organizare, cu o bună mobilizare, putem profita și putem obține un rezultat pozitiv. Ai fost dezamăgit de felul în care a jucat România în Kosovo? Dezamăgit. Nu știu dacă dezamăgit, dar
atâta s-a putut. Până la urmă este un punct care se acumulează în clasament, ne-a consolidat acolo cât de cât poziția a doua, chiar dacă pentru moment e important ceea ce facem în seara asta, pentru că în cazul în care vei pierde și Israelul câștigă, ne egalează în clasament și lucrurile se complică puțin și presiunea va fi mai mare. Dar eu sunt optimist și cred că putem chiar și câștiga în seara asta. Asta chiar e o dovadă de optimism, să ne așteptăm la așa ceva, mai ales că noi... Dacă nu crezi și dacă nu pornești cu optimism, atunci chiar nu ai nicio șansă. Și asta e normal să o facă orice antrenor, orice om de fotbal, orice sportiv, orice jucător, cu gândul ăsta trebuie să intre în teren. Yannis Hagi a jucat puțin după pauza foarte lungă, de peste un an. Crezi că este el pregătit să fie titular la acest meci din Elveția? E greu să vă răspund. Atâta timp cât a intrat pe final în Kosovo, a intrat cu entuziasm, fără nicio reținere, pe un teren greu și a adus un plus. S-a văzut și în ofensivă, am pus presiune acolo cu câteva acțiuni bune, cu el, cu Alibek, cu Muruțan. Eu cred că din punct de vedere medical e 100%, acum nu știu din punct de vedere fizic dacă poate să ducă un meci întreg, dar cu siguranță, indiferent cât ar fi 45-60 de minute, eu cred că poate să ducă. Faptul că elvețienii au vorbit despre noi ca despre o echipă mică înaintea acestei partide, poate să fie până la urmă folosit ca un avantaj în pregătirea mentală acestui meci pentru noi? De ce nu? Și cred că da. Trebuie să-i ambiționeze pe jucători. Atunci când un adversar te desconsideră, asta înseamnă că ei au o încredere foarte mare în forțele proprii, pe undeva normal. Dar, așa cum am spus, poate fi ca un bumerang, o armă cu două tăișuri și să se întoarcă împotriva lor. Sperăm să fie așa. Faci parte din istoria Rapidului, se apropie această sărbătoare ce va marca 100 de ani de existență a ideii de Rapid în România. Ai fost invitat la această ceremonie? Nu. Eu am fost o perioadă foarte scurtă, sunt alții care pot emite pretenții să fie rapidiști, nici nu mă așteptam, sincer. Chiar dacă mi-a făcut plăcere, am jucat, poate cea mai frumoasă amintire la echipa de club, o echipă de club de acel joc și acea dublă cu Liverpool. Mi-aduc aminte când am jucat pe Anfield și am făcut acel rezultat destul de bun, 0-0, chiar dacă pierdusem acasă cu 1-0 și am pierdut calificarea, dar am fost foarte aproape să producem surpriză. Și una din, dacă nu cea mai importantă amintire din cariera mea de jucător. Până la urmă, dinspre Rapid, s-a transmis această idee că nu contează cât au jucat diversi fotbaliști la această echipă, cu toții sunt invitați și mă surprinde un pic faptul că nu ai primit această invitație. Nu vreau să creez polemici, nu. N-am zis, nici nu mă așteptam. Sunt alții care merită mult mai mult decât meritam să fiu acolo și dacă va fi să fiu, sunt cu gândul alături de ei, le urez la mulți ani, multe reușite, ca de altfel la toate echipele noastre de club din România. Ai avut contribuția ta importantă la calificarea națională de tineret a României la acea ediție din 2019, când România a ajuns până în semifinale. În curând va începe un nou turneu final de campionat european. Cum crezi că se va mișca acum echipa României? Ce așteptări ai de la naționala României? Doresc să se repete acea performanță, va fi dificil, nu va fi ușor, avem și avantajul terenului propriu, acum jucăm acasă, poate într-un fel presiunea va fi mai mare pe umerii noștri, dar eu sper să fie un avantaj, pentru că dacă mi-aduc aminte bine și la turneul de final, la final în Italia, atunci am avut foarte mult, parte de foarte mulți suporteri. Sper ca și acum suporterii să fie alături de tineri jucători și să obțină rezultatele pe care cu toții le așteptăm. Daniel Isaila, mulțumesc foarte mult. Dar vreau să punctez că tot se face tamtam. Important e ce facem, cum îi promovăm pe acești copii
cum îi creștem și cum îi promovăm la, la echipa mare, pentru că asta e cel mai important. Până la urmă, ăsta e scopul final, să joace în prima reprezentativă și să producem acolo rezultat. Sigur. Daniel Isaila, mulțumesc foarte mult pentru prezența cu la ProSport Live. Seară frumoasă în continuare. Alex, cum ți se pare faptul că până la urmă apărătorul central Drăgușin nu va veni să joace și la campionatul european de tineret la turneul final? E opțiunea lui, în primul rând. Da. Întotdeauna este opțiunea, dar cum e vorba totuși de un turneu final, cum ți se pare faptul că nu vine să joace? Dar nu cred că este opțiunea lui. Nu este dat oficial în calendarul FIFA și atunci clubul nu-i permite să vină. Mare eu cred, Genoa n-are cum să lase. Eu cred că el ar fi dorit să joace, dacă depindea de el. Nu cred că e opțiunea lui. Și dacă depindea de el, tot e opțiunea lui. Dacă nu-l lasă clubul, nu poate juca. Dar n-am cum să vorbesc de decizia unui jucător. Că vine sau nu vine la echipa națională. Strict decizia lui. Sau, sigur, ierarhic mai mare e clubul. Senzația mea este că el deja consideră că este o competiție prea mică pentru el, acest turneu final al campionatului european de tineret, și de aceea nu vine să joace pentru naționala de tineret. Dar nu știu, chiar nu pot să spun nimic, ar trebui să-l întrebăm pe Drăgușin. Asta e cel mai bun lucru pe care poate să-l facă. Da, o să-l întrebăm și pe Drăgușin, sau mă rog, să sperăm că vor reuși colegii care au ocazia de a intra în legătură cu fotbalistul pentru care se cer 40 de milioane de euro. Când se cer pe tine 40 de milioane de euro, nu mai vii să joci pentru Naționala de Tineret a României. Deși ne aducem aminte câtă bucurie a adus Naționala de Tineret atunci în 2019, când a ajuns până în semifinale. Apropo de acei protagoniști din 2019, Yanis Hagi a fost implicat în acea partidă. Spune că acea prezență la turneul final a contat mult în dezvoltarea lui ca jucător, că a trăit niște bucurii foarte mari. Nu trăiești la echipa de club ceva cum trăiești la echipa națională. Crezi că Yanis Hagi, care a jucat puțin după această absență de mai bine de un an, este pregătit să fie titular în această partidă din Elveția? Nu e pregătit. Poate fotbalistic, e la cel mai bun nivel a jocului din România. Adică fotbalistic, el are valoare. Doar că nu a jucat meciuri, nu are meciuri, nu are minute, iar antrenamentul nu e tot aia cu meciul. Iar acesta e un meci atât de important și atât de complicat încât își asumă anumite riscuri. El personal, dar și selecționerul dacă va juca o perioadă mare, o perioadă lungă din meci. ProSport a conturat prin sursele sale o echipă probabilă pentru această partidă din Elveția, pe care o vom prezenta acum. Din păcate, nu mi-am luat ochelarii ca să iau un pic cam departe. Poți să spun Moldovan, Manea, Burcă, Drăgușin, Sorescu, Olaru, Stanciu, Băluță, Yanis, Alibec și în dreapta Man. Deci, până la urmă, iată, ProSport ar intui, sigur și prin intermediul surselor pe care le are, că Yanis Hagi ar urma să fie titularizat pe poziția pe care a jucat Coman în meciul din Kosovo. Și foarte bine, revine la echipa națională, trebuie să revină cu încredere. Eu cred, sigur, chiar dacă nu are minute și chiar dacă putem să spunem că nu este în ritm, ușor, el trebuie să revină. Este un jucător foarte important pentru echipa națională. De ce nu și titular? Cât poate, dar cât poți să dai maxim. Asta este cel mai important. Alex, Darius Olaru, posibil titular în echipa națională la acest meci. Olaru, parcă spre finalul sezonului intern, și-a mai scăzut nivelul, n-a mai fost jucătorul. Prospețime. O problemă de prospețime. Valoarea lui e clară, valoarea fiecărui jucător e clară, și la Yanis e foarte clar. El nu e pregătit încă. Mai ales că acesta e testul suprem în această grupă și în condițiile în care nu joci meciuri mai puțin importante, să intri direct în acest joc, va fi complicat. Sigur că ar putea avea anumite execuții care ar putea să aducă goluri echipei României, dar va fi destul de... pentru el cel puțin nu vor fi 90 minute, probabil că vor fi mai puține, dar va fi titular. La Olaru lipsă de prospețime, iar pentru el nu s-a terminat sezonul. Sperăm că în aceste săptămâni accentul n-a fost pe pregătire, a fost pe a îi da jucătorului prospețime, pentru că asta avea nevoie Olaru, nu pregătire.
Aș avea o obiecție legată de felul în care a fost așezată această echipă, pentru că mi-e greu să cred că în fața apărării va fi Stanciu. Adică nu suntem noi, Manchester City, să jucăm într-atât de ofensiv încât în fața apărării la noi să fie Stanciu, mai ales tot deplasarea. În această formulă, probabil că Băluță va fi acolo. Probabil că Băluță, da, va fi apărătorul din fața defensivei, dar chiar și așa, nu știu, mi se pare cam îndrăzneață. Dar, mă rog, poate că... Nu știm dacă această echipă, asta e în primul rând. Este ceea ce... Probabil că ar fi fost mai potrivit. Am fi avut mai mult succes atunci când ne apăram, dacă aveam încă un mijlocaș pe lângă Băluț. Adică Băluț să joace poziția pe care a jucat foarte probabil mult în meciul Marin la Faru. Ar fi cel care... Da. La Faru, mă refer la poziția de Inter, a jucat foarte mult. Sigur, în ultima parte a jucat chiar în acel romb în celul terenului. La Faru nu a fost în acest sezon apărătorul din fața defensivei. Nu, a niciodată. Fost acolo aproape Nedelcu, niciodată. De exemplu. Sau... Aproape niciodată. Nedelcu sau Artean, el a jucat undeva într-o poziție de Inter, să-i spunem, sau în finalul sezonului a jucat în acel romb în centrul terenului, în vârful rombului, jucător din spatele atacanților, când au jucat cu doi atacanți. Și a făcut-o foarte bine. Era important să mai avem încă un mijlocaș închizător, un mijlocaș care recuperează foarte bine mingea și cu aportul lui defensiv dintr-o poziție cumva mai sus pe teren, am fi avut o linie mai solidă, mai ales când ne apăram. Păi, eu de aceea, apropo de ce spui tu, de aceea regret neconvocarea lui Crețu, de exemplu, de la Universitatea Craiova. Nu crezi, Florin, că ar fi meritat să fie convocat în echipa națională? Da, eu cred că va reveni la echipa șase națională. 6 goluri marcate în sezonul trecut din această poziție defensivă. Da, și un final de sezon destul de bun. A lipsit o perioadă, a fost și accidentarea aceea lui care l-a scos puțin din ritm, dar este un jucător de viitor, un jucător care echipa națională se poate folosi fără probleme. Și sunt convins că va reveni. Nici el nu e jucător din fața apărării și el a jucat tot o poziție așa cum a jucat Băluță. Și da, poate Crețu, Băluță, în aceste poziții cumva ceva mai ofensive și încă un jucător închizător am avea o linie de mijloc și poate... Pentru acea poziție de închizător a mai fost convocat și Screciu. Screciu e un jucător care... E un debutant, dacă nu mă înșel. Da, are un potențial foarte bun, dar nejucând și... Punându-l pe Screciu într-o situație și într-un meci care, așa cum am spus, e testul suprem, e cumva prea mult pentru el. Și avem nevoie ca acei jucători care, așa cum zicea și Daniel Isăilă, trebuie să integrăm treptat. Nu poți să aduci un jucător care n-a jucat deloc și a fost la două, trei acțiuni și n-a jucat decât câteva minute să joace direct titular într-un astfel de meci. Florin, am văzut că ești entuziasmată de achiziția pe care a făcut-o Rapid. De Borja Vaia a fost adus, un jucător care a lăsat o impresie bună atunci când a evoluat la Dinamo în campionatul României, în scurtul interval în care a putut să joace pentru Dinamo. Astăzi FCSB l-a prezentat pe Băluță. Poate fi Băluță pentru FCSB ce te aștepți tu să fie Borja Vaia pentru Rapid? Sunt doi jucători cu profiluri diferite, dar sunt două transferuri importante. Întorcându-mă la Borja Vaia, este un jucător care a fost adus pentru un obiectiv major. Se vede că este un jucător care are calitate, personalitate, a jucat la niște cluburi și a jucat. Nu este simplu. Liga a doua din Spania nu este o ligă ușoară. Un jucător cu experiență. A jucat și prima ligă din Spania. Eu cred că este transferul numărul unu, din punctul meu de vedere în acest moment. Luat ca jucător, ce a adus, nu știu dacă a însemnat ceva din punct de vedere financiar. Sau a fost adus liber? Cred că a fost adus liber. Dacă a fost adus liber, înseamnă că au făcut un efort financiar să-l aducă, i-au dat la semnătură. Dar este un transfer reușit din punctul meu de vedere. Băluță, dincolo, sigur că s-au uscat atâtea discuții, dar a ales și alegerea lui. Nu-i face nimeni statuie că joacă la FCSB sau la Craiova. Că ați văzut în momentul în care super niște oameni, încep să te jignească, să arunce cu noroi în tine și asta nu este în regulă. Ales ce e mai bine pentru el și pentru familia lui, a fost primit foarte bine. El nu poate fi asimilat ca un jucător al care tot aud Craiova, dinamovist, stelist, rapidist. Aș vrea să-ți aduc aminte că el este născut în Craiova și a fost capitan al Universității Craiova. Câți ani a jucat la Universitatea Craiova? A jucat niște ani acolo, sigur nu foarte mulți, dar... Păi nu foarte mulți, pentru mine... Oltenii s-au simțit răniți. Universitatea Craiova înseamnă Cârțu, înseamnă Ștefănescu, înseamnă Silviu Lung, care a jucat... Iată că tocmai nu mai înseamnă Cârțu, pentru că s-a despărțit de club. Cum ți s-a părut acest... De-abia aștept să-l văd printre noi din nou, tot
că o să vedem total schimbat cu siguranță și va spune lucrurilor pe nume. Îmi pare rău că a renunțat, dar nu-l prindea. Eu i-am spus-o, nu-l prindea haina de președinte, pentru că el este un om care tot timpul a stat aproape de gazon, a respirat fotbalul aproape. Nu-l vedeam, se vedea că este reținut, se vedea că nu poate să spună ceea ce gândește și așa mai departe. Dar cred că acum va reveni și deja l-am văzut că a început să spună lucruri pe nume și e o voce puternică și cred eu importantă, probabil, rămasă. Alex, vorbim despre un alt Alex, despre Alex Băluță la FCSB. Ți se pare o achiziție importantă? S-a vorbit despre faptul că nu a fost cea mai firească prioritizare, că totuși FCSB ar avea nevoie în alte zone ale terenului de jucători și nu neapărat Alex Băluță era o prioritate. Cum te aștept să fie el la... Crezi că e o achiziție importantă și unde crezi că ar putea fi cel mai util pentru FCSB? Mi-l amintesc, pentru că nu l-am văzut jucând în ultimele sezoane, mi-l amintesc la echipa națională când a marcat goluri, cred că împotriva Chile. Statului Chile, da? Da. La și a jucat într-o poziție de atacant? Da. Sau de car, așa, în spatele vârfului. Sau atacant, da? Atacant, probabil că e o soluție acolo, pentru că un jucător care e foarte bun când devine soluție de pas în spatele apărării adverse și n-avea un astfel de jucător în acea poziție, l-aveau pe Andreea Companiu și pe Miculescu, jucători care sunt buni când joacă cu spate la poartă, care controlează mingea, Miculescu și un jucător care driblează, în schimb avea un atacant care să devină soluție de pas în spatele apărării adverse și asta e un plus pentru ei. Nu știu cum a decurs cariera lui în ultimii ani. A pornit ca un jucător foarte promițător, a avut acele meciuri în echipa națională, dar din păcate nu știu mai multe lucruri și n-aș putea să spun mai multe lucruri. Sunt curios în locul cui poate să joace el acolo. Avem dreapta Miculescu Cordă, avem stânga Octavian Popescu Coman. Aici este un... Sunt curios să vedem. Și mai există și problema că cele mai multe echipe se apără în România, se apără foarte aproape de poartă contra celor de la FCSB și nu va avea spații. În același timp, e un jucător care are execuții în careu. Probabil că va fi mai util în meciurile în care echipa va trebui să se apere și să joace, nu se apere predominant, dar se apere mai mult, cum sunt meciurile toate cu Craiova sau cu cei de la Faro și atunci poate fi o soluție sau poate meciul din cupele europene. Dar într-un meci cu echipele considerate mai mici, e destul de complicat pentru el, pentru că nu va avea spații. Îl ascultăm pe Alex Băluță cu declarații oferite acum, când a fost prezentat la FCSB, după ce a născut oarecare dezamăgire în Craiova, preferând să se transfere la FCSB și nu la Universitate. Normal că a fost o lipsă de respect față de mine, față de ce am făcut pentru Craiova și amintirile și emoțiile pe care le-am simțit acolo nu poate să mi le ia nimeni. Și asta a fost decizia mea, am ales și e mai bine pentru mine, pentru familia mea, pentru asta. Cu ce echipă țineai când erai mic? Da, din moment ce m-am născut în Craiova, normal că am crescut în spiritul ăla și am ținut cu Craiova, normal. Că nu au existat oferte egale, nu a existat niciun echilibru între oferta de aici și cea de la Craiova, nici din punct de vedere financiar, nici din punct de vedere al efortului, mai ales ținând cont că am fost capitanul Craiovei. Am simțit că sunt dorit mai mult aici. Te-a dezamăgit chestia asta? Un pic? Atitudinea Craiovei în negocierile astea? Te așteptai la mai mult? Atitudinea n-a fost una atât de serioasă precum așteptam. M-am simțit puțin subestimat, așa ca și fotbalist și ca și persoană. Cu toții am comis greșeli în viață pentru că suntem oameni și nu suntem perfecți. Dar pentru mine e un subiect închis, adică am depășit acele momente. Dar patronul Craiovei spunea că ai trădat Craiova. Ți-e frică că o să rămână așa o etichetă de trădător în viitor, în zona aia mai ales? E un cuvânt prea, prea, prea mare, cred, a trăda. Nu am trădat cu nimic. Mihai Rotaru s-a arătat foarte dezamăgit de faptul că Alex Băluță a ales să meargă la FCSB și nu la Craiova. Da, e cu siguranță că sunt dezamăgiți. A fost totuși un copil crescut în Craiova, fan Universitatea Craiova, nu o spune și el, a jucat acolo, a făcut performanță la Craiova, a câștigat și el o cupă sau două, dacă nu mă șel. Da, dar dacă el spune, jucătorul spune clar,
că Craiova nu l-a dorit nici din punct de vedere financiar, n-a fost o ofertă nici măcar de aproape de cea a Stelei, sau eu știu, s-a simțit el cumva. Diferență mare față Mihai Rotaru susține că ofertele au fost similare. Da, se poate, nu spun, dar mi se pare total diferit cum a fost prezentat Mitrițe și felul cum s-a încercat aducerea lui Băluță. Diferență de la cer la pământ. Ți se pare că Mitrițe a fost dorit mai mult decât Băluță, decât de Craiova? Da, Rotaru are și o relație apropiată de e nașul, nu? Lui Mitrițe, pe undeva e normal, nu poți să fii apropiat de toți jucătorii. Dar eu cred că dacă Craiova și-l dorea pe Băluță, l-avea, fără niciun fel de problemă. Alex, FCSB a renunțat la Tam, Gigi Becali a decis, Tam și Cristea pleacă de la FCSB în această vară și vedem că este adus în, la FCSB un apărător central care a jucat până acum în toată cariera lui în Africa de Sud. A fost prezentat în presa de la noi ca fiind un nou Daua, pentru că este un jucător care comite uneori gafe precum cele care l-au făcut deja faimos în fotbalul nostru pe Daua. Cum ți se pare această decizie? Renunți la doi apărători care deja cunoșteau bine fotbalul din România, Tam și Cristea, și aduci un băiat care pentru prima oară părăsește Africa de Sud în cariera lui. E complicat, nu știam aceste știri și în primul rând nu-l cunoaștem pe jucător african. Și până nu-l vedem cum trebuie joacă, să le explicăm privitorilor noștri că ești așa un pic deconectat de realitățile din fotbalul nostru. Ai spus mai devreme că nu cunoșteai această situație cu apărătorul din Africa de Sud, pentru că tu ai fost la un curs... La mai multe, dar asta e o situație. Abia am revenit azi dimineață. Nu, da, e important să ne spui și despre aceste cursuri, pentru că e vorba tot de fotbal, de pregătirea ta ca antrenor. Discutăm acum sau după ce răspund la întrebare? După ce răspund, da. Da, încerc să dau un răspuns cât mai simplu. În primul rând, ar fi trebuit să plec de la jucătorii care au plecat. Asta ar fi trebuit să fie punctul de plecare. Aș intra în discuții în sens opus. Nu-l cunoaștem pe jucător din Africa de Sud și poate va fi un star. Pentru că sau mai echipele din România au mai refuzat niște jucători care eventual au ajuns mari staruri internaționale. Tam cred că a făcut un sezon bun. Era un jucător important la fazele fixe, era un jucător care nu a comis greșeli majore, era un jucător care în momentul în care avea spațiu în spatele lui și era într-un duel un la unul, era expus și foarte multe ori avea acele intrări prin alnecare în care se expunea, făcea faulturi, lua galbeni sau era depășit. Cred că acolo trebuia lucrat cu el și probabil că în anumite momente ar fi putut să fie un jucător care să conteze și pentru sezonul următoare. Din perspectiva lui Cristea a avut acea accidentare extraordinar de gravă și nu mi-ar trebui să întrebe de ce s-a accidentat Cristea. Și cu asta mă opresc, pentru că s-a accidentat în minutul 3, clar că nu era obosit, sigur lumea o să spună că nu era obosit, asta e percepția, o să spună că a fost ghinion. Seară la cap, aterizezi și îți rup ligamentul. După aceea a revenit, e clar că n-a mai fost același jucător. Are și o mică, dacă îl urmăriți, aleargă puțin ciudat față de modul în care aleargă înainte. Probabil că e o problemă de extensie, nu poate întinde genunchiul la maxim. Poate că asta îi va reveni în timp. A avut două sau trei situații în care a greșit și atunci au fost meciuri extrem de importante și a fost scos din echipă. Dar cred că el înțelegea foarte bine ceea ce înseamnă FCSB și așa cum Ovidiu Popescu a revenit după accidentare, cred că și el putea reveni în sezonul următor. Ba mai mult avea și vârsta, putea juca și pe poziția de fundaș central și pe poziția de mijlocaș central. Acum nu știu dacă a fost o decizie bună sau nu, pentru că ei știu cel mai bine. Eu văd lucrurile din afară, nu sunt neapărat conectat la ceea ce face echipa, în sensul în care n-am informații din interior. Cum a fost cu cursurile la care ai trei cursuri. Amsterdam 5 zile, Zagreb 6 zile, Eindhoven 7 zile, toate astea într-o perioadă de... Am avut doar două zile de pauză între primul și al doilea. Primul a fost pur teoretic, al doilea a fost practic cu echipa Under-18, Under-19 de la Dinamo Zagreb. 4 sesiuni pe teren și, sigur, celelalte părți teoretice. Și ultimul la Eindhoven 7 zile cu echipa Under-15, Under-16 acelor de la Eindhoven. Acolo am antrenat noi, am fost împărțiți în subgrupuri, acolo am antrenat noi, a fost inedit. La Zagreb a antrenat Raymond Verheyen, care e educatorul nostru. Am avut șansa să ascultăm în direct coaching-ul, a purtat un microfon și auzeam tot ceea ce discuta cu jucătorii.
Asta e obligatoriu pentru licența pro? Nu, nu. Licența, nu, e o chestie pentru educația. Am înțeles. Licența, în legătură cu licența, de pe 1 iulie până pe 25 sunt în Germania la licența B. Pentru că situația din România și situația din România e, pentru că s-a desființat ministerul, s-a separat Ministerul Tineretului și Sportului și Ministerul Sportului și Ministerul Tineretului, nu știu care. Da, dar acolo nu mai sunt probleme. Poți să antrenezi fără licență și în Liga 1. Da, nu știu asta. Păi ideea avem faptul antrenor fără licență în Liga 1 în momentul de față, nu mai sunt probleme. Florin e ironic. Da. N-a mai scos nimeni niciun diftong. L-au potolit și pe Burcher, l-au liniștit. N-aș intra aici. Încerc să mă protejez. Bine, ideea este că, nu știu dacă fac bine, ideea este că acele acte care s-au semnat de către federații, CNFPA și IKG, sunt la minister. Dar sunt la minister de o lună și ceva, dar ministerul separându-se acum, nu știu cine le va semna. Am vrut să țin informația asta, dar sper că în următoarea perioadă să se rezolve, pentru că sunt foarte mulți băieți care au nevoie să intre la licența B și n-au șansa ca mine să plece în Germania. Mai merge la licența B acolo 25 de zile, ștampi la Federației Germane, DFB, ceva extraordinar pentru mine. Și apoi voi vedea care va fi parcursul meu ulterior. Cursurile astea au fost strict pentru educația mea. Foarte multe lucruri interesante, pe ce s-a pus accentul și cu asta închei. Designul sesiunilor de antrenament. Cum construim o sesiune de antrenament și care sunt părțile, blocurile, componentele ale antrenamentului. Și a fost design, redesign și totul făceam, adică construiam antrenamentul, îl analizam, îl evaluam, îl reconstruiam, apoi era experimentat pe teren, ce funcționa, ce nu funcționa, încercam să scoatem, să teoretizăm din practică care sunt situațiile favorabile și dau un exemplu, cel pe care ți l-am dat și ție, ca să fie simplu pentru telespectatori. De exemplu, dacă vrei să provoci pasele înainte, de ce vrei să provoci pasele înainte? Pentru că există o chestie unde trebuie să pui mingea, se numește poarta adversă. Dacă vrei să provoci pasele înainte, poți folosi un teren cât mai îngust. Dacă, de exemplu, vrei să provoci pase în aripă, pase laterale, ceea ce nu vrei, folosești un teren mai lat. Și tot felul de experimente pe care le-am făcut, acesta a fost Zagreb, iar la Eindhoven am antrenat aceste design-uri. Adică am avut șansa să le experimentăm în direct și coaching-ul din interiorul lor. Adică cum abordăm situația cu jucătorii, cum putem să îmbunătățim jucătorii și ce vrem să provocăm în creierul lor pentru ca ei să facă ceea ce e bine pentru echipă. Tu faci tot acest efort pentru a-ți completa educația în privința antrenatului și după aceea vine Gigi Becali și îți spune folosește echipa asta și fă schimbările astea. Da, aceea e situația ideală, cea în care faci cursuri, iar aici e situația practică, iar în România e complicat. E o chestie care tot timpul, la care tot timpul trebuie să reflectezi, dar la un moment dat trebuie să încep de undeva. Florin, Bogdan Lobonț a fost ofertat de Chindia pentru a încerca să readucă această formație în Superliga, însă el a refuzat, le-a spus oamenilor de la Târgoviște că el nu poate garanta promovarea în sezonul viitor în Superliga și a preferat să meargă la CSA Steaua, unde va fi antrenor al unei echipe pentru jucători până în 18 ani. Cum ți se pare această opțiune? Păi probabil că a evaluat, eu știu dacă a avut o ofertă de acolo, probabil că s-a dus la fața locului, a vorbit cu oamenii de acolo, cu cei care decid, mă gândesc pe cine, Consiliul Județean și cine mai este pe acolo, domnul primar. Probabil că ce a văzut nu i-a convenit, dar sigur că una e să fie antrenor chiar și la Liga a doua, la o echipă, Chindia Târgoviște este totuși o echipă care a retrogradat și eu cred că va reveni în scurt timp în Liga 1, dar cu probleme, fără teren de antrenament, fără... Cred că asta a cântărit foarte mult dacă el a luat într-adevăr această decizie. Că s-a dus la Steaua, s-a dus acolo probabil pe filiera lui George, că modelul Ajax, care eu cred că Ogăraru face o treabă bună acolo. Uită-te că ușor au jucat finală de elită, mi se pare, una chiar au câștigat-o la centru de copii și juniori la Steaua. Și probabil că se va ocupa de copii și juniori. Diferență mare între a lucra, și Alex știe, copii și juniori și echipele mari. Și diferență mare de a lucra Liga 1 la Liga 2. Liga 2 nu este ușor, este extrem de complicat, te lovești de o sumedenie de probleme. Pronostic pentru diseară? Greu de dat un pronostic la o asemenea partidă. Eu sper să nu pierdem. E greu să dau un pronostic. Alex, ce facem diseară? Sper să nu pierdem, nu dau niciun pronostic. Ar fi culmea să dau un pronostic eu.
Florin Prunea, Alex Băurceanu, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la ProSport Live. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că v-ați uitat la emisiune și vă așteptăm și mâine seară de la ora 18 pentru a discuta în primul rând despre ce s-a întâmplat în meciul dintre Elveția și România. Să aveți o seară frumoasă în continuare.